Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din seria mea de Minecraft Planeta lui Max, episodul 14 de data asta. Și înainte să începem clipul, vreau să mulțumesc tuturor pentru tot suportul de la clipul trecut. Am citit comentariile voastre și sincer m-au încărcat cu foarte multă energie pozitivă, așa că vreau să vă mulțumesc. Iar pentru episodul de astăzi, pe lângă faptul că o să muncim foarte mult la castel, am de gând să citesc cele două comentarii ca de fiecare dată. Primul vine de la Adelina Papulete, care mă întreabă ceva. Max, ce cameră folosești pentru facecam? Hashtag LoveMax, cu două inimioare. Folosesc o cameră de la Logitech, o cameră web, care se numește Logitech Brio și e o cameră super bună pentru că e 4K și de asta se vede destul de mișto. Bine, ideea e că ai nevoie de foarte multă lumină la ea, știi? Dacă n-ai lumină suficientă, nu prea îți recomand să-ți iei o cameră web, pentru că de obicei o cameră web necesită foarte multă lumină. Dacă ai o lumină proastă, poate să fie cea mai bună cameră web, cum ar fi asta, pentru că din câte am înțeles e cea mai bună, că tot o să se vadă nașpa, deci ai grijă. Următorul comentariu vine de la gamerul Andrei, care zice: Max, dacă te lași eu mor, că nu rezist fără planeta lui Max. Ok, gamerule Andrei, n-o să mă las și ți-am zis că n-o să mă las și v-am zis tuturor că n-o să mă las și sincer mă bucur că ați înțeles chestia asta, pentru că am fost frustrat când am filmat episodul trecut. Bine, probabil și pentru că n-am postat atâta timp. Și unii dintre voi au impresia că atunci când nu postez pe YouTube, eu sunt fericit și nu mă interesează, știi? Dar de fapt și eu mă stresez când nu postez pe YouTube și eu sunt supărat că nu postez pe YouTube. Așa că o să încerc să postez în fiecare zi și să nu mai am zile în care nu postez. Filmez episodul ăsta, e ora 9:30 dimineața, e luni și trebuie să sun imediat la o clinică din București. Mi-ați recomandat foarte mulți. Oh, uite pisica! Nu fugi! Stai aici! Voiam să zic că mi-ați recomandat foarte mulți clinici din București unde m-aș putea duce să-mi fac o consultație la ochi. Și imediat, la ora 10, se deschide clinica pe care am ales-o, o să sun și o să-i întreb dacă pot să merg azi și să-mi fac un consult. Pentru că am nevoie de așa ceva, în momentul de față e prioritatea mea numărul 1. Hai să luăm acești pepeni de dăbuleni. Toată lumea a zis în comentarii când... Oh, nu! N-am cum să mor în acest episod. Deci toată lumea are o problemă cu pepenii de dăbuleni. Habar n-am de ce. Hai să vedem dacă avem niște pești. Pentru că vreau să iau pisica aia, frate. E visul meu să am o pisică de când eram mic. Avem pești pe aici? Bă, sincer, nu cred că avem. Din câte mi-amintesc, nu avem deloc. Și mi-a zis cineva că am coal pe aici prin chest undeva. Deci înseamnă că trebuie să fie... O, uite, 63 de bucăți. Aveai dreptate. Uite, am aici un pește, frate. Mai am mai mulți. O găleată cu apă am pe aici. Ar trebui să am, nu? Sau o găleată goală. Uite, o găleată goală. Am nevoie de niște iron, eventual. Uite, aici 19 bucăți. Hai să facem mai multe găleți. Oh, nu am nevoie de un crafting table pentru asta. Ok, facem încă două găleți. Avem 3 în total. Suficiente, momentan cel puțin. Și hai să mergem și să prindem niște pești. Trebuie să fie pești pe aici prin ocean, nu? Acolo am văzut niște peștișori. O, uite aici. Veniți, băieți, trebuie să vă prind. Îmi pare rău, dar aici se termină viața voastră. Vino și tu. Mai e vreunul? Hai și tu. Ok, perfect. Avem 3 găleți cu pește și un pește crud. Sincer, nu știu exact cum să scap de ăștia. Probabil ar trebui să-i pun pe jos aici în casă la mine, nu? Cred că asta e ideea. Ia mă să vedem. Oh, perfect. Pac. Hey. Nu voiam să... Dau foc la locul ăsta. Ok, iau apa. Și aparent toți peștii sunt fericiți pe aici. Nu știu exact cât o să dureze până o să îi pot lua de jos. Oare pot să-i omor? Oh, da, aparent pot să-i omor și îmi dă direct peștele. Asta e destul de interesant. Nu vreau să-i las să chinuie prea mult. Și hai acum să mergem la pisica aia. Sper că-i place codul și sper că nu are pretenții și vrea șalău sau păstră sau habar n-am ce-i place ei să mănânce, dar... Ar trebui să fie suficient pentru ea și sper să reușim cu 4 pești să o îmblânzim și să o luăm acasă și să avem o pisică de fiecare dată. Și din câte mi-a zis unul dintre voi, mă apără de creeperi, frate, ceea ce mi se pare tare. N-am avut până acum o pisică într-o serie de Minecraft, deci hai să mergem să o captivăm. Pe aici undeva era, nu? Cred că aici era, printre copacii ăștia. Sper că n-a fugit prea departe din nou. Poate aceeași pisică pe care am văzut-o eu la 3 km distanță. Sincer, habar n-am și nu știu exact cât de rapide sunt, dar cred că se plimbă foarte, foarte repede și foarte mult pe aici. Pss, pss, pss. Unde ești? Unde ai fugit? Trebuie să fie pe aici undeva. Habar n-am unde e, unde a plecat, unde s-a dus.
Aparent nu mai e. Unde-i pisica, frate? Nu-mi zice, te rog, că am pierdut-o din nou. Vedeți, de data asta am avut-o pe filmare. Nu mai puteți zice că am mințit. Hai să omorâm această vacă. Avem nevoie de vaci. De ce nu? Frate, dar unde-i pisica? Dacă nu mai găsesc, o să mă oftic rău de tot. Deci sper să o găsesc pe aici. Era aici, nu? Ăsta e locul în care eram mai devreme, în care am văzut-o. Încerc să găsesc pisica aia de o grămadă de timp. Și aparent o văd și după dispare. Oare era o idee să o închid? Poate era o idee bună, dar bă, nu vreau să o închid. Adică nu vreau să fiu un stăpân foarte nesimțit și după aia să nu mai vrea să vină la mine pentru că am închis-o. Și să-și amintească toată viața după ce o să fie animalul meu de companie că am închis-o și... Nu o să facem asta. Hai să luăm lemnul ăsta. Bă, au crescut toți copacii ăștia trei. Asta e bine, asta înseamnă că o să avem suficient lemn cât să terminăm podeaua. Și mă gândeam, frate, să încep să fac și etajul în episodul de azi. Dar nu știu dacă să-l fac tot cu același fel de lemn. Adică îmi place felul ăsta de lemn, dar în același timp n-aș vrea să fie doar un singur tip, știi, prin toată casa, pentru că ar arăta destul de ciudat și destul de boring. Așa că probabil o să trebuiască să găsim alt tip de lemn. Mă gândeam la jungle, pentru că l-am în număr foarte mare pe aici, dar nu știu dacă se potrivește prea bine. Poate ar merge lemnul ăla alb, frate. Birch, cred că ăla e lemnul care s-ar potrivi cel mai mult, știi? No racism, avem și lemn negru, avem și lemn alb. Să avem de toate culorile, ca să nu zică cineva că suntem rasiști, pentru că nu suntem. În timp ce saplingurile astea o să vină la noi, noi trebuie să găsim pisica, frate. Nici nu mai știu exact unde am văzut-o. Bine, știu că eram pe aici, dar... Oh, nu! Am jumătate de inimă, ești nebun? Ok, acum m-am liniștit. Acum n-o să mai fac asta niciodată, promit. Nu putem să murim, frate. Dacă murim, o să fim ripte și trebuie să avem mare grijă. Bă, oare se plimbă asta prin toată jungla? Pe bune, pentru că ultima oară când am văzut o pisică, era foarte departe. Și acum când am văzut pisica asta, aparent era pe aici. Și fraților, mi-a zis foarte mulți însănătoșire grabnică cu ochii. Vă mulțumesc frumos. Trebuie să merg mai repede la consultație. Deci în cazul în care azi apare doar un clip, deși probabil o să apară două sau trei clipuri, dar în cazul în care apare doar un clip, înseamnă că am mers să-mi fac o consultație la ochi. Deci vă rog, nu mă judecați și nu mă înjurați și nu mă criticați. Am văzut că foarte mulți mi-a zis, Max, nu băga în seamă haterii. Nu-i bag în seamă și chiar nu mă deranjează comentariile negative, credeți-mă, în atâția ani în care am făcut YouTube, am dat de o grămadă de hateri peste tot și, sincer, în momentul în care văd un comentariu negativ, nici măcar nu mai sunt supărat. De obicei, cei care lasă comentarii negative în care mă înjură, ei au energia aia negativă, știi? Ei sunt foarte frustrați și de asta mă înjură pe mine. Așa că nu-mi fac prea multe griji. Unde e pisica, frate? Vreau să o găsesc. Trebuie să fie pe aici pe undeva. Iar m-o prins noaptea în junglă, frate, încercând să găsesc pisica aia nenorocită. Deci am căutat off-camera vreo 7 minute și nu e nicăieri. Sincer, nu știu unde a dispărut. Habar n-am unde a fugit, dar cred că o să rămânem la a doua variantă. Adică să ducem cu noi de fiecare dată acești pești și în momentul în care o găsim, o captivăm și nu mai lăsăm să plece. Nu știu, eventual o băgăm într-o groapă sau îi facem orice nevoie ca să o ținem pe loc și să nu mai fugă și să nu mai plece. Bine, pisică, deci probabil e destul de greu să o ținem fără să se miște, dar găsim o soluție, chiar dacă o să trebuiască să o închidem într-o gaură fără aer. Știu că sună cam crud, dar îmi pare rău, pisică, nu mai poți să fugi data viitoare. Asta e ultima oară când te-am pierdut. Hai să mai luăm lemnul ăsta de aici, pentru că o să avem nevoie de el cu siguranță. Hai să mai luăm niște saplinguri, câte am în total. Am 12. Bă, sincer, mai am nevoie de câteva, dar hai să luăm copacul ăsta între timp și după probabil o să vreau, bine, nu în episodul de astăzi, dar o să vreau neapărat să fac o fermă de copaci. Pentru că am nevoie de toate tipurile de copaci și dacă vreau să am o grămadă de construcții mișto cu o grămadă de tipuri de lemn, am nevoie de toate saplingurile și de o fermă pentru asta. Pentru că e foarte enervant să mă duc de fiecare dată prin junglă și să încerc să caut unul. Sper că nu s-au spawnat prea mulți mobi aici. Bine, în castelul meu sunt câțiva și văd că acolo sunt niște creeperi și acolo mai mulți creeperi. Deci am doar creeperi pe lângă casă, frate. Sper să nu fie pe lângă mine și sper să vină pisica aici să zică, adoptă-mă, îmblânzește-mă, te rog. Dacă o să vină, o să fie o minune. Dacă nu o să vină, o să fie cam nașpa, dar mă rog. Hai să luăm tot lemnul, frate, cât am în momentul de față. Am aproape două stacuri. Aici la castel am văzut că v-a plăcut multora dintre voi și mă gândeam să fac așa la fiecare. După care aici
Și acolo, și acolo, și acolo să fac un acoperiș care să arate interesant. Cred că asta ar fi cea mai bună idee pe care aș putea să o am. Înainte de toate trebuie să ajungem repede acasă, pentru că e plin de mobi pe aici, inclusiv în castelul meu. Habar n-am ce caută ăsta aici, dar o să-l omorâm repede. Oh, nu. Plecați. Nu! Urăsc scheleții, uite-te ce viteză au, bă! Pleacă de aici, nu ești binevenit. Și tu ce vrei, mă? Ok, a plecat și el. Hai să dormim repede. Nu mai avem timp. Trebuie să dormim. Bă, e bine că nu sunt mobi prin jur și putem să dormim fără niciun fel de problemă. Ok, perfect. Și o să vreau, probabil, o să pun niște scări pe aici, pe lângă castel, ca să arate destul de mișto. Cred că ar fi o idee destul de bună. După care o să vreau să fac și o fermă de animale. Și mă întrebați foarte mulți: Max, când faci live totuși, că ne zici de atâta timp? Ideea e, frate, au venit ăștia de la RDS. Nu știu ce au făcut exact, au modificat ei, au băgat niște fire pe acolo, chestii, și au zis că gata, și au plecat. Și frate, de când au plecat, încă eu n-am alt net, știi? Am același net nenorocit pe care l-aveam și înainte. Cu aceeași viteză foarte proastă de 80 de mega pe secundă. Bine, știu că nu e foarte proastă, dar nu e suficient de bună dacă vreau să fac live-uri, știi? Am nevoie de ceva mai mult. Ok, hai să scăpăm de toate lucrurile inutile pe care le avem, pentru că avem foarte multe lucruri inutile. Pac, 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 am nevoie de asta, de ce nu? O să duc ăștia cu mine de fiecare dată. Am nevoie de niște stone brick-uri. Uite, am și cracked stone bricks. Asta e mișto. Am și stone, am nevoie de tot stone-ul din lume. Și îmi zicea cineva să mă duc la templu pe care l-am găsit în junglă, pentru că acolo o să găsesc niște bucăți din alea de piatră cu verde. Nu mai știu cum se numesc, sincer, am uitat. O să mergem probabil foarte curând și o să le luăm, ca să facem castelul ăsta să arate mai mișto, știi? Să aibă diferite tipuri de bricuri. Dar până atunci ne descurcăm așa, deci nu ne facem griji. Hai să distrugem asta, pentru că mă stresează să o văd de fiecare dată aici. Îmi zicea cineva să pun scări pe aici. O să vedem noi ce facem. Momentan avem nevoie de lemn. Hai să terminăm podeaua. Asta e ceva foarte important. Și frate, sincer nu știu, dacă aș face acum în casa asta o scară și un etaj care ar arăta la fel, ar fi destul de ciudat, pentru că nu vreau să fie prea mult aceeași culoare, știi? Dar nici nu știu cum altfel aș putea să fac, știi? Vreau să fac aici intrarea în castel, după care te duci puțin și aici urci la etaj, gen aici să vină niște scări, știi? Dar nu știu cum să fac să arate bine și să nu fie aceeași culoare. Probabil o să folosesc același tip de lemn. Cred că ar arăta mai ok decât alt tip de lemn, pentru că nu vreau să fie nici în 50.000 de feluri de culori. Și ce nu știți mulți dintre voi e că o să fac multe detalii. De exemplu, nu o să arate așa de banal, știi? Așa că nu vă faceți griji și nu mai înjurați unii dintre voi. Bine, nu știu dacă m-a jurat cineva în legătură cu asta, dar am văzut că foarte mulți s-au plâns că: bă, Max, ori ești în stare să faci ceva ca lumea, ori nu ești. Așteaptă, frate, că nu pot să fac ceva ca lumea așa peste noapte, înțelegi? Am nevoie de puțină răbdare. Ok, aici sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocuri. Bun. Așa că ne ducem aici. Și aici o să vină scările. Bă, arată bine. Chiar arată bine. N-aveți ce să ziceți. N-aveți ce să comentați. După care facem asta așa. După care asta așa, probabil o să fac aici, o să mă folosesc de stone ca să fac gen balustrada. Habar n-am, o să vedem noi pe parcurs. Momentan trebuie să ne ocupăm de scări, pentru că vreau neapărat să fac etajul. Probabil o să aibă primul etaj 6 blocuri înălțime, știu, destul de puțin. 2, 3, 4, 5, 6. Și după aia acolo o să vină, ia mă, stai să pun ăsta acolo. Deci acolo o să vină următorul etaj. Aici o să înceapă următorul etaj, știi? O să pun așa puțin ca să îmi aduc aminte. Iar aici, scările astea, probabil o să continue destul de mult. Oh, nu. Nici nu știu exact cât de înalte să le fac. De fapt, până acolo ar trebui să fie, nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și al șaptelea, bun. Deci momentan e 1, 2, 3, 4, 5... 6. Stai puțin. Deci sincer nu-mi dau seama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și al șaselea bloc ne urcă la șaptelea, nu?
Ia stai puțin, trebuie să fac asta ca să-mi dau seama. Oh my god, nu, trebuia să fie un pic mai sus. Deci asta înseamnă că mai trebuie să punem o scară acolo. Deci asta înseamnă că trebuie să renunțăm la toate blocurile pe care le-am pus aici. Ok, nu e o problemă. Probabil în următorul episod deja o să încep să mă mut. Pentru că sincer vreau să mă mut din căsuța aia micuță și plictisitoare. Și vreau să am un castel. Mereu mi-am dorit să am un castel. Iar acum îl am. Bine, încă avem mult de construit la el. Dar, oh nu, ce am făcut. Dar nu e o problemă pentru că nouă ne place să construim. Deci o să ne descurcăm. Bun, perfect. Oh, nu, mamă, ce mă enervează scările astea, frate. Deci sunt atât de pretențioase. Dacă pui la un milimetru depărtare de locul în care trebuia să pui, se pune foarte prost. Gata, avem niște scări care arată genial. Acum o să venim cu blocuri pe aici. Deci tot ce trebuie să facem e să umplem tot cu blocuri prin zona asta. Pentru că ăsta o să fie etajul. Bine, nu cred că o să-mi ajungă lemnul pe care l-am. De asta vă ziceam că vreau să fac o fermă. Dar hai totuși să vedem cât ne ajunge lemnul ăsta, știi? Sincer, sunt chiar curios dacă mi-ajunge măcar puțin. Ar trebui să mi-ajungă măcar puțin. Ok, hai să transformăm și ăsta. Avem 5 stacuri și ceva. Bă, destul de puțin, dar decent. Adică cât de cât acolo ne ajunge, știi? Deci să facem o recapitulare. Pe aici o să intrăm în casă. Mă rog, în castel, nu e casă. Și aici o să înceapă scările, unde o să urcăm până la etajul al doilea. Și aici o să vină astea așa. Oh, nu! De ce se pun blocurile atât de aiurea? Habar n-am. Dar până unde vin blocurile astea? Asta e întrebarea cea mare, pentru că habar n-am cum ar trebui să fac să arate totuși decent. Vedem noi, ne descurcăm, găsim o soluție. Orice în lumea asta are o soluție, deci nu trebuie să ne panicăm și să ne facem griji. Mamă, clicul meu dreapta, frate, uneori când îl apăs, se apasă de două ori și sincer nu știu de ce, dar e foarte enervant, mai ales la Minecraft, pentru că atunci când îl apăs și se apasă de două ori, chiar mă încurcă. De obicei la alte jocuri sau în general nu prea îmi dau seama și nu prea mă deranjează, știi? Dar aici, când văd că se pun blocurile așa aiurea, mă frustrează foarte, foarte tare, dar mă rog, nu e atât de enervant, precum zic eu, dar totuși e enervant, știi? Adică nu e atât de enervant, dar totuși e. Intrăm și aici, pac, pac. Bă, poate putem să punem așa ca să n-arate prea ciudat. Bă, totuși arată destul de ciudat. Poate ar trebui să facem un fel de design. De exemplu, aici să vin așa. Ia să vedem cum arată acum. Na, nu arată prea ciudat acum. Așa că o să pun blocurile astea înapoi. Probabil nici astea nu-mi plac atât de mult, sincer, nu știu ce să zic. Adică îmi plac, dar nu prea. Pe aici aș pune sticlă, cum ar fi să fie sticlă pe aici? Și eventual acvarii, frate, să fie două acvarii așa pe aici, mari, care să ducă până pe peretele ăsta. Bine, am planuri mari, v-am zis, am o grămadă de planuri. Acum nu știu dacă o să reușesc să le pun pe toate în aplicare și să-mi iasă toate exact așa cum îmi propun, dar ar trebui și sper să iasă. O să trebuiască să-i fac și geamuri, pentru că în momentul de față n-avem deloc geamuri în acest castel și dacă n-avem geamuri înseamnă că n-avem lumină și dacă n-avem lumină naturală e destul de nașpa. Bine, avem nevoie și de glowstone, trebuie să mergem și în Nether să facem rost de glowstone. Avem multe de făcut, dar înainte de toate trebuie să consumăm tot lemnul ăsta pe care îl avem, să-l folosim pentru podea. O să mai avem nevoie de multe stacuri, probabil încă vreo 5, 6, 7, 8 stacuri. Deci asta înseamnă că mai trebuie să plantăm niște copaci, dar asta nu e o problemă atât de mare pentru că ne descurcăm. Probabil o să plantez din nou în junglă până o să fac ferma aia de care vorbeam. Ideea e că pentru ferma aia trebuie să găsesc un loc special. Pentru că în locul ăla special aș vrea să fac și fermele de legume și ferma de pepeni și ferma de pumpkin și de toate chestiile care există în Minecraft, știi? Deci probabil o să mai avem ceva de muncă la castel și o să trebuiască să-l finalizăm întâi, după care să ne apucăm de următoarea construcție, pentru că nu-mi place să fac prea multe lucruri în același timp și să nu mai îmi iasă niciuna. Bă, ăsta o să fie etajul, deci aici o să fie chesturile, probabil pe părți, habar n-am, vedem noi cum facem, dacă ai idee, am făcut așa o schemă, știi, ca să vă dați și voi seama și să-mi dau și eu seama de cum aș vrea să arate locul ăsta. Aici aș vrea să fac un acvariu mare, pe partea asta la fel. Și în momentul în care urcăm scările să ne uităm la pești care se plimbă pe aici și cu alge și cu chestii, cred că ar fi cea mai interesantă chestie pe care aș putea să o fac. Așa că hai să mergem momentan, o să mergem puțin în Nether, trebuie să avem grijă să nu cadă acest glowstone pe jos, deci trebuie să facem o micuță platformă. Și acum
putem să luăm fără probleme. 10. Bă, cred că de fiecare dată îmi dă un număr diferit, nu? Din câte știu, cam așa e. Deci trebuie să avem destul de mult noroc ca să nu pierdem deloc. Ok, o să-l spar pe tot și după o să mă duc jos și o să le iau. Pentru că n-am cum să nu le scap pe foarte multe jos, așa că mai bine nu ne chinuim decât să stăm stresați că o să cadă jos, mai bine le lăsăm să cadă și mergem după ele, nu? Și cine o să aibă cel mai mișto castel care o să fie luminat doar cu glowstone și nu cu torțe? Cine mai folosește torțe? Torțele surâte, nu-mi plac deloc, n-am de gând să le mai folosesc. Eu n-am folosit niciodată torțe. Ok, bun. Am luat tot glowstone-ul. Hai să distrugem această construcție care arată super ciudat. Și cred că pe viitor am de gând să fac, nu știu, vreo 10 pickaxe-uri diferite cu enchant de level 30. Mi-a dat crash la Minecraft, frate. What? De ce mi-a dat crash? Ok, deschidem din nou Minecraft-ul în speranța că s-a salvat. Și că n-am făcut tot degeaba. Ok, aparent suntem aici. Și tot glowstone-ul pe care luase mai devreme trebuie să luăm din nou. Băi, e bine că totuși nu s-a șters mai mult de atât. Oricum, fraților, o să închid aici episodul. O să stau și o să iau eu off-camera glowstone și în următorul episod o să muncim din nou la castel. Am de gând în următorul episod să încerc să finalizez în mare castelul. Bine, știu că o să dureze mai mult. Oh, nu! Gas nenorocit. Ok, cred că ar fi o idee mai bună să ne băgăm în niște blocuri, pentru că aparent gasul ăla e foarte nervos pe noi. Mă simt în siguranță acum. Fraților, eu am fost Max și noi ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa.